te vrea jos, te vrea vasal, te vrea sclav. De aceea am ajuns în halul ăsta în 33 de ani. E simplu, dacă mă uit cine conduce astăzi România, mi-e simplu să mă feresc de el. Meterezele rezistenței noastre sunt doar cele lăuntrice, a spus Vlad Țepeș, și așa rămâne și astăzi. De aceea am luat hotărârea și decizia mea este fermă, nu voi fi membru niciunui partid și voi candida independent la președinția României. Să vină lângă noi cel care iubește și crede necondiționat în Iisus Hristos și țara. Și să arunce cu piatra cel fără de păcat și vor arunca. În această Europa închisă, României îi se oferă o șansă, România agricolă. Nu aș face nimic altceva decât aș ajuta pe fiecare om din această țară să-și cultive pământul. Atât e de făcut în această țară. România agricolă, România micului proprietar, România productivității private, România suveranist distributistă. De aceea vă spun astăzi cu toată responsabilitatea că acest proiect hrană, apă, energie nu este doar un proiect economic, este un proiect de trezire spirituală, este un proiect în care să vibreze celula libertății din fiecare, este un proiect prin care noi putem cuceri lumea. Cu bursa grâului la Brăila și cu bursa energiei la București, am cucerit toată Europa.